Mirea stă cu ochii pe planeta Marte, la propriu, după 7 luni și 470 de milioane de kilometri, roverul Perseverance al NASA a ajuns pe planeta roșie și a transmis imagini. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Perseverance este cel mai mare și mai sofisticat rover folosit până acum de NASA, un adevărat laborator de astrobiologie robotică. Are aproape o tonă, este dotat cu un braț robotic, 19 camere video și 2 microfoane și are la bord un mini-elicopter care va încerca primul zbor controlat într-o altă lume a sistemului nostru solar. Misiunea, în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari, are ca obiective principale colectarea de roci și căutarea de urme de microbi care ar fi putut trăi pe Marte acum 3 miliarde de ani. Misiunea se alătură celor ale Chinei și Emiratelor Arabe Unite, ale căror sonde au ajuns și de curând pe orbita lui Marte. Beijingul vrea să trimită un rover pe suprafața planetei, iar dacă va reuși, China va deveni prima țară în afara Statelor Unite care face acest lucru. This mission is amazing on its own. Science, technology and caching samples to bring back to Earth. But it's also part of our bigger exploration plans, right? Which involve really understanding Mars and the evolution of Mars and whether there was life, ancient life, but also preparing for eventual human missions to Mars. And so this is one step along the way of our journey to accomplish that goal, and it's a major step. Discutăm pe marginea acestui subiect cu Alexandru Mironov, jurnalist Digi World. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața, cu mare plăcere. I am safe on Mars, sunt în siguranță pe Marte, acesta este primul mesaj primit. Vă dați seama că este un mesaj trimis de un robot către specia umană. Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai mari realizări ale speciei umane. Microelectronică și micromecanică, plus astronomie, plus matematică, plus încăpățânarea membrilor nobilimii academice a planetei, au făcut ca în jurul planetei Marte să se învârtă 3 nave, din care una a și trimis un sol pe scoarța planetei, o a doua va trimite în luna mai probabil, și prezența arabilor este, zic eu, un semnal foarte serios, pentru că e vorba de o țară foarte bogată în petrodolari și care în felul ăsta spune, mergem și noi împreună cu voi. Hai să împreună, hai să ne folosiți ce avem noi și împreună să ne ducem mai departe. Din toate punctele de vedere este o realizare extraordinară. Este clar unul dintre pașii pe care îi face specia pentru a se așeza pe un alt continent, pe o altă America viitoare, pentru că și COVID-19 asta spune, e mai bine să avem spații de rezervă pentru specia umană. Din toate punctele de vedere, este o reușită absolut superbă și e o reușită a întregii națiuni. Eu am fost la Jet Propulsion Laboratory, l-am văzut pe fratele geamăn al lui Curiosity, un robot care încă se află în stare de muncă, să zic așa, pe planeta Marte. De obicei se fac asemenea gigantice piese de orfevrerie, de mare filețe, se fac în dublu exemplar, pentru că dacă se ratează una din trimiteri, să rămână piesa de rezervă cu care se plece. Acest propulsion laboratorii lucrează oameni normali ca înfățișare, special la minte, și care n-au în cap decât ideea asta că Pământul e o planetă mică, e a noastră, e locul nostru de baștină, dar poate fi într-un viitor peste milenii doar muzeul din care specia umană s-a întins pe întregul sistem solar. Cum vi se par aceste imagini pe care le-am văzut și pe care le vedem și acum pe ecran? Gândiți-vă că prin 1974 am primit primele imagini de la cei doi Viking, care au fost trimiși pe Marte într-o aventură de un curaj nebun în acele vremuri. Și totuși imaginele s-au luat și am văzut solul ăla roșu al planetei Marte, care se datorează oxizilor de fier. Și de atunci am tot căpătat unele altele, de la micul Sojourner în 2000, la Spirit și Opportunity,
la Curiosity și iată acum imagine în care ne se arată că e vorba de un spațiu pe care îl înțelegem, pentru că e la fel în deșerturile noastre cum e Venus pe Marte. Eu anul trecut am fost după o eclipsă împreună cu colegii de la știință și tehnică în deșertul Atacama. Trebuie să vă spun că așa arată Pământul, așa arată planeta Pământ în statul Chile, de pildă. Așa că e un loc cu care ne vom obișnui, pe care îl vom exploata și pentru rezerve, dar și pentru că sub polul nord și sub polul sud al planetei se găsesc rezerve uriașe de gheață. Gheață înseamnă apă, apă înseamnă și combustibil, dar și oxigenul care se poate scoate pentru viitor. Adică avem toate premizele ca marile creiere ale Pământului să lucreze febril în continuare. Bun. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. Ministrul Sporturilor face declarații.